Hei, sunt aici cu Battle Chrome la Mu Legend. Oh da, jocul ăsta a stat ceva în dezvoltare. Jocul este bineînțeles publicat și produs de Webzen Games produs. Momentan se află în beta și are 5 clase, dintre care putem să încercăm doar 4, pentru că unul încă nu are, nu poate fi jucat. Dar putem vedea ce abilități va avea, și anume săbiuțele astea drăguțe, sau arma răsucită ciudată dubioasă. Îți arată un fel de preview la ce echipament poate să aibă caracterul. Poți să vezi taticile recomandate dacă ar fi un videoclip, dacă ar fi o mică statistică despre atac, viață, co-op și o descriere a caracterului Empathizer, Whisperer, Warmage, Blader sau Dark Lord. De exemplu, la Whisperer avem, îi spune că e range, avem un videoclip drăguț, atacul, HP-ul, dacă mergem în co-op. Putem să mergem mai departe la apare în setting să ne uităm la el. Ce e păcat și nu-mi place, deși e un joc din 2016. E totuși, hai să fim și noi în pași cu vremea, mult. Și are o diversitate în sensul că poți să joci cu Wingun sau cu un bow, să cagi și să fii pe statistică de dexteritate sau să se schimbe skill-urile între ele, după cum super aici și sunt și arătate și într-un videoclip, ceea ce e super drăguț și interesant și, și nivelul, ca să știi, bă, ăsta e șmecher, dar nu o să-l am pe cură. Și ai și un pic de mini statistică pe aici. E păcat că nu poți să schimbi genderul din câte am văzut. Poți să schimbi rasa, la fel cum avem la War mai încerc să le arăt cu toate că după și beta. Și caracterele sunt interesante. Fiecare are cu o tactică diferită, de obicei diferă foarte mult cum e Warmage. Îmi place foarte mult pentru că are un staff, are inteligență, ok, poți să joci la distanță. Boom! Are un Magic Sword, inteligență la fel, dar poate să se ducă la apropiere să fie un fel de asasin acum. Deci e super interesant. Blader-ul, care e barbarul clasic și Berserker sau Warrior sau cum vrei tu să-l numești, are un Great Sword și Twin Blade. Poate să fie Savage sau Madness. Dark Lord, interesant, la fel, epic, ciudat, zici că e Rhino, gol, armură, nu știu cum vede prin armura asta totuși. Tipul badass, oricum Paladinul, cum ar veni, care poate să fie Scepter sau Shield, un fel de clasic, sau poate să fie un two-hand blue dungeon, adică o bătă de aia mare și gigantică, cum era aici. Abilele mi se pare că le-am arătat skinurile. Asta, primele sunt cele făcute din reclamă. Al doilea sunt skinul basic, care cred că s-ar putea să-l avem la început. Restul evoluțiile, cum ar veni, probabil. Interesant. Ok, o să mergem cu Warmage-ul, pentru că e pe la început și mie îmi place foarte mult Warmage-ul. Interesant. Aș vrea să văd o imagine cu daggerele, dar momentan văd doar cu coasa aia. Și nu prea văd de flacăra asta. Sau cu asta o fi de aici. N-am nici cea mai vagă idee. Ok. Apare în settings. După cum ziceam, există Elf, Ashes și mai era o clasă în care am văzut-o la Blader. Canturu. Canturu, nu prea știu, au niște diferențe la față chestii. Ai vreo 3 trase care diferă în funcție de clasă care mergi tu mai departe. Părul, de exemplu, aici e ok, e corean jocul, deci vă așteptați la freze ciudate, holy crap, Frankenstein? Este timp? Ok, da, nici nu știu dacă... What the fuck? Da, hai să mergem pe asta atunci. De ce? Pentru că e ceva, I don't know. Culoare la păr. Ai o groază de varietate din câte văd. Wow, ce drăguț! Wow, uite de ce super! De obicei nu merg pe culori foarte diferite, însă îmi place foarte mult cum se vede stilul și aici și câte nuanțe ai de culori. Ceea ce mi se pare drăguț, mai ales pentru fete, probabil o să petreacă ceva timp aici sau că îi place să creeze. Ok, am ales hairstyle-ul. Nu vrem să fie prea serios, nu-l facem ashes. Fața, am putea să mergem pe... Nu putem să luăm gen barbă sau ceva? Nu, trebuie să selectăm noi fața care vrem noi. E varietate, nu e prea mult character creation, dar hei, e mai bine decât nimic, nu? Mi se pare mie sau o stare un cercel? Ok, cred că o să mergem cu ăsta. Pare mai badass așa. Sigur asta va fi armură de la început, probabil asta va fi viitor. Acesta de ninja. Ok. Avem aici un body tattoo.
care e destul de drăguț, poți să pui una pe față, dacă îți plac astea. Mai de obicei, după dacă e ceva interesant, cum ar fi ăsta, poate. Hai să mergem așa. Ceea ce abate tatu, dacă vreți să vă uitați atenți pe undeva apar. Aș vrea ce face... Aș vrea să scot flacăra asta pentru 2 secunde, nu știu de ce. Tatu color, puteți să aduceți și culoarea tatuajului, ceea ce mi se pare drăguț. Și ai... Măcar la culori îți dă o groază de varietate. Măcar atâta, nu? Ok, și putem să mergem pe flăcări, pe un prast. Ok, interesant. Oh, shit, mamă, aici e tot complet. Ce-mi place? Wow, este interesant. Chiar sunt drăguțe tatuajele. Aduc un plus. Refac caracterul mai interesant. Nu știu dacă să merg pe flăcări sau nu. Sau să mergem pe crucea asta. Aici spune Forță, Forță sau ceva de genul. Să merge pe chestia asta, care e doar pe o mână, ceea ce mi se pare ciudat, dar nu o să fiu dezbrăcat doar pe o mână. E ce mai interesant. Și ce voc, ceva, nu. Cred că scrie ceva acolo și nu-mi dau seama. Cam astea sunt tatuajele. Hai să mergem mai departe. Credite corecte. Nu mai ceva, nu, încă nu, nu. Zarnă. Deci putem să facem un caracter care are între 2 cuvinte și 16 caractere, na, 2-16 caractere, bă, nu? Special caractere, doar underscore, chestiile astea pot fi folosite. Start in front of second caracter. Deci primul caracter trebuie să fie ceva mai special. When you learn express skills, you earn stat increase effects. Deci e drăguț. Ai un tips aici, the three world Bergsberg, pandemonium. Pic de istorie. Hai să vedem cinematicul ăsta totuși. Mu 2 Studio Presents. Inițial jocul se numea Mu 2 și în curând, de curând, prin 2015 jocul a fost reanunțat că va fi Mu Legends. Mu Legends și redenumit și lansat pe un beta global în 2016. Avem un server european și american momentan, nu știu de curând prea multe detalii, dar asta e tot ce știu de jocul momentan. Abia aștept să văd cum e jocul. Este probabil un blader sau un... Da, un blader. Wow, ce mai chiar badass. Vedeți tipul, dar n-are pic de logică de ce ne aflăm noi aici sau... Știm doar că s-a întâmplat un război. Ăla suntem noi? Nu, nu suntem noi ăla. Ăla suntem război. Nice. Făcut un screenshot pentru miniatură. Shit, asta e PC-ul care ne-a ajutat sau? Ok, recommend grow pet. Select your opinion to try during this tutorial. Hai să mergem pe assassin atunci. Ah, deci chiar noi eram ăla. Ok, avem aripi și chestii. Wow, ok. Mui preface, make way for... Wow, cel. Avem level 100 sau level 100 combat power. Și asta e caracterul nostru. Guys. Totul pare prea dubios. Ok. Combat autoclick. Aici poți să faci schimbări. Nu ne interesează. Rezoluția la cursor auto. Aveți calitatea height, highest, average, low. Okay. You have finally come. Zephyros is deep within the Pandemonium area. You must go now. E clonă sau ce? Nu prea înțeleg nimica. Ok, chiar nu înțeleg nimica din abilitățile astea. Îmi place că e rapid și atât, dar... pot să fiu și invizibil. Nu înțeleg de ce zbor. Nu înțeleg nimica din ce se petrece. Nu, porțile se deschid automat. Dacă se uitez la pattern, se resteză tutorial. Poți să mergi mai repede? Nu? Ok.
interessante. Que é isso? Tato do Zebiros. Fuck. Sorry, I'm late. I was about to spend 20 minutes demons. Space. Oh. Oh, oh, okay. So I'm just such a disc. Que é isso? I lost all my money in Pandemon Army. My empire. Isso é interessante. Zephyros, não é Zephyros? You came alone. Secure an advanced route for our soldiers. Salo de mana, só quero ideia da mana. Shell, ninguém. Profundo. Logic, está achar a badass. Nu funcție de freză, cred că se schimbă și capul. Drăguț, apreciat. Ce? Nu să dăm schimb la dialoguri? Asta e drăguț? Asta chiar e drăguț fața cu distruge podul ca să... Oh, shit! Ah. Nu putem să dăm un zoom in? Ceva? Sunt prea mulți și n-am nici avea ghidit ce se petrece. Ok, hai să vă arăt cum e jocul și la alte setări. Pentru că vreau să vă arăt cum e la low. Ok. Nu prea mi se pare mare diferență decât la foc și la toate celelalte. Așa să găsesc o zonă mai drăguță. Trebuie să venim cu Axion. Am ignorat complet tipii aia, like shit, dude. Oh, au distrus și podul, chiar putea să ignor. Oh, shit. Dai! N-am nici ce mai fac idee ce se petrece. Oh, putem să vedem și nu mai de aproape. Nu-i prea dește băiatul, nu? Ok, ok, îmi place voice acting, e drăguț. Ah, sunt atâtea chestii care vreau să le văd în stânga, dar nu pot momentan. Ok. Cathatoom's barrier is weakening. Nu, no, Icarus! Don't do it! Ah, nu putem să schimb. Negut. Bitch, I'm gonna cut you! And your mama! Ok. Acum... Like... Nu înțeleg de ce am aripi. Aia sigur avea problemă. Rests on your shoulders. Go back in time and stop the god of evil from reviving at all costs. Wait, what? Dude, no! No, papa! Deci, povestea e simplă, în sensul că te duci înapoi ca să nu apară, like, the big bad guys ajungă la stadiul ăsta. Dar asta sună interesant. Oh, boobies. Boobies! Yeah, Oh, am rămâna mea șmecheră! Ok, aici se vede diferența între low și high. Acum începe să fie interesant, poate. Poate, nu știu. You can equip skill crests when your skill mastering crests. Neria Terror Sword Remaining Trace of Acneria. Adică ți explică și ce e pe aici, din zonă, și îți dă și un tip pentru joc. Ok, deci sunt o groază de player aici, coai. Ok, vreau să văd cum se vede jocul pe... What? Dungeon Entry Count. Interdimensional Lift. Asta înțeleg că așa se dezvoltă acum caracterul. Video și vreau să văd dacă e diferență prea mare între low și height. Oh, aparent da, chiar e diferență, se vede la shadow și la toate cele. Average. Wow, se văd particule mai bine.
Ok, și dacă dau la low acum. Wow, ok, da, e diferență mare între low, average și... hai. Multă lume vom sta pe average. Așa cum sunt toate jocurile, ca azi, na, toată lumea probabil o să joace. View another character info. Ah, e un plan. Nu știu de ce mi-a rămas avatarul cu armura când eu sunt, like, vai de capul meu și Red Dead. Da. Ok. Hai să mergem să facem quest-ul. Sunt o groază de player în beta, mă. Ok, ok. Are you awake? Yes! Ok, să înțeleg că trebuie să vorbim cu majorul Andrew. Tipa aia are mod. Follow me! Suntem 3 magi. Aparent toți vor să fie oameni. Space. Space? Andreea. Ce face Andreea? Cum merge? E ca un bătrânit. Ok. Talk to Ilina. Avem autopet? Medical police. Avem un map ceva? Shit, ok. Trebuie să merg aici și după aia acolo. Ok. Out the moving. Nice, nice. Înțeleg că ce mi-a dat-o pe unde? Sunt o groază de player prin orașul ăsta și tocmai ce s-a lăsat beta acum 6 ore de când filmeze? 6? Ok, deci aici am greșit-o. Am crezut că chestia asta e autopad, când de fapt îți dă click stinga unde vrea el. Trebuie să te uiți tu pe hartă și să găsești, să dai aici autopad dacă vrei tu. Sau să-ți muți harta cum vrei tu. Dacă vrei să vezi așa, Durain City, Umbrior sau... Deci cam asta ar fi harta, momentan. Nu sunt deblocate resturile două, sau poate sunt pe rase zonele, nu știu. Măgarii ăștia sunt gigantici, frate. Skip. Accept. Yep. Accept. Ok, thank you. Am bifat să dea toate questurile pe hartă ca să le văd eu mai bine. Și ar trebui să mergem la Embryo Forest ca să ucidem Dark Spiders. Finding new life, force contract. E cam ce dacă e două misiuni. Ah, vine tipa asta cu noi. Shit, am ratat, am fost 6 pe lângă. Psychical power sau ce vreau să delugez. Finding skin, ingresate psychical. Maxim pentru me. Critical, trebuie să have a chance. Ok, ok, ok. Mergem pe asta, deci. Ok, și apă. Save, ok. Asta e source point-urile. Imediat ne uităm ce avem și noi pe aici. A stat o groază la tutorialul ăla. Drăguțe artwork-urile, sunt foarte smechere. Am citat scrisurile, poate să văd de timp, nu știu. O groază de player. A să ne uităm la character info, dar nu avem niciun title, niciun de-asta, de mesh report. Soul system. Dacă avem aici expert skills sau altele, firecrouches sau ce mai avem de pe aici. Aha, aici dacă vreau să fiu de asta. Bagul. Ah, nu, stai, ăsta, bă, e achievements, ok, și inventarul, n-avem nimica? Sau avem, avem? Ah, și sabia mea e așa ciudată? What the fuck? Register. Ok, ok. Summon. Ne scrimăm și un pet, aparent. Avem un... Oh, ce drăguț e! Vine mă încoace. Oh my god, that's so cute. Ce mai avem aici? Și grimoire ca să dea bonus. Ah, asta în caz că vreau două arme. Deci o carte și o daie de magical. Așa vreau să fie caracterul meu. Interesant. Nu știu care e faza cu... We can move to the nearest tower. Ok, ok. Și dacă dăm escape... Acum putem să ne vedem caracter de apropiere. Ceea ce e ok. Hai să ucidem Dark Spiders în Shilleted. Cred că zona e luată de toți playerii. Nu se pune la toți, cred. Ok. Da, deci ăla care le-i... Nu, ăștia sunt weak. Weak, 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 uite la lui. Ok, mori. Mai trebuie unul.
Fetul meu face ceva sau e de la care se uită? E de la care se uită, deci nu umil. S-a dus, ok. Bănuți! Da, pe bune, lasă-mă în pace, for fuck's sake. Care are de fris country? A, trebuie să mergem aici. Shit, leave me alone. Yup. Cred că am luat pe mulți. Ok, da, dacă mergem lângă un safe zone, ne lasă în pace. Level up. Nope. Accept. Level up, da. Learn a new skill. View help. Aici putem să vedem tot ajutorul de joc, doar dacă apăiești un H odată. Ce drăguț. S, vreau să dau din nou, dacă vrem psychical attack. Ok. Click. Avem un skill nou? Nu, nu avem niciun skill nou. K, parcă era pentru skill noi. La nivel 2 avem nevoie de staff. Da, ce? Record nivel 21, ok, shit. Avem nevoie de nivel 4. Ca să dăm redeem la chestia asta. Two-handed. A, aici și aici ne trebuie nivel 42, oh shit. Asta e pe clasă, se zice pe one hand, two hand. Adică pe staff sau pe magic sword. Interesant. Accept. So displays zone is a dominion. Interesant. Pe scurt, acum mergem și facem farmul ăla de ucis minion non-stop, cred că, și cam aia e. Ah, nu, aparent colectăm-o. Ok, ce chestia aia, Resurrect? E cineva mort acolo și pot să reviu? Asta ar fi tare. M-ar interesa foarte mult dacă pot să fac chestia asta. Aparent poate să mai fie cineva. A, cred că-i domnul ține cuiva să fie reînviat. Okay. Dacă mă lovește, se anulează. Mersi, amice. Încă un nou. Buddy, why you leave me? Shit, thank you. E pentru binele meu, amici, îmi pare rău. Cam fără. Sare. Ok, acum, era drăguț un sprint sau un dodge. Jocul ăsta cred că ar fost mai interesant dacă avem dodge în el. Mult mai interesant, categoric. Type combatant. And in between, okay, okay, close, level up. Ah, I need the pet grow. Their name. Zazinga. I don't know. Zazing? No. F space next F space. Oh, ne dă ceva nou sau mi s-a părut mie. Inventory, avem Resurrection Potion of Life. Seekle, Seekle Attack, Magical Attack. Attack per second. Combat Power, ala ar fi mai bun decât ce-am eu până acum. Shit, ok. Oh shit, ok, te duce să-mi spami. Jocul încă are probleme cu optimizarea din câte văd. Ori e engine-ul prea șmecher, din câte știam e prea pe Unreal Engine 4 sau 3. Dar optimizarea lasă de dorit în sensul că până și Paragon mi se duce mai bine. Și am un GTX 1070, for fuck's sake, come on. Optimizarea lasă de dorit, momentan. Dar e în beta, se acceptă până când mai crește jocul. Accept. F. Combat Power, drăguț. Cred că o să conteze mai încolo combat power-ul. Power. Spider Legs. Ok. Q. Ah, s-a echipat automat. Oh shit, drăguț. Ok. Tipul ăsta e blocat de mine sau ceva?
Oh, ok, trebuie să bătem de ăștia. Asta pare destul de ușor până acum. Nici că folosim Duracell sau ce. Ah, trebuie să stai fix pe partea aia. Ca și cum ar fi bun sau un party cu un tanker sau cineva ca să... Fuck. Ca să nu se miște din direcție. Ar fi tot de schimb. Mondo, să trezi de Piece of Dream. Îmi place caracterul meu vorbește. Și... Eu vorbesc mai mult ca el. Jocul interesant. Clar, nu e something wow momentan. Dar hei, abia avem nivel 4. Deja avem nivel 4. Oarecare ar fi nivel maxim în beta. 100? În gând că am văzut la cinematica la că e 100. Probabil 100 ar fi. A, și deja cred că putem să luăm opțional, nu? Shit, de good. Ce ne cere? Trade Laurentian Nobles. Păi și unde-s Laurentian Nobles? Normal quest, main quest, completed pending. What? Unde-s Nobles de ajutat? Vreau să-i ajut. Poate dacă mă duc aici la... Hell, no. Do you think I'll need some inspirations? Ok, shit. Și unde sunt? Vreau să-i ajut, dar... Ca să vezi tu ce chiar sunt, nu vedeam punctul de aici. Probabil zice ceva, bă, uite-te mă mai jos. Ce mai avem pe aici? Quest-uri, achievement-uri, interdimensional rift. Went over, I got a terrific guys into overdive. Ok. Nu sunt destul de drăguți, interesant. Night League, adică dacă vrem un build sau ceva. Putem să aplicăm la 10 build. Poți să creezi una? Ok, shit. World Map, știm deja ce face comunitate L, probabil prieten dacă vreți să mă adăugați. Party dacă vreți să căutați, ranking-uri, în funcție de soul level. Nu există încă. Trebuie să așteptăm să treacă zi sau ceva de genul, ca să se facă. Artefactele, ceea ce probabil e altceva, și game menu. That's it. Interesant. Jocul are vreo 4 sau 5 chestii noi care sună interesante, precum artefactele. Ranking-ul ăsta îmi place, în orice joc nu îmi place ranking-ul. Rift-uri, dimensiunea de rift-uri și mai văzut ceva pe aici. Pe asta, pe system sau skill, system. Mi s-a mai părut interesant. Nu găsesc că poți 200 pe minimapul. Nu pot să merge acolo fără să dau capa? Dacă dau capa se oprește? Nu, nu se oprește. Auto moving, thank you. Aha. Ok. Vedem. Sica. Ok, Leo. Vecinul meu s-a găsit să dea cu bar mașină la ora asta. Discard Evil Energy. Ok, deci trebuie să mergem acolo. Why? For fuck's sake. Oh, ce chestiile astea mici și interesate și drăguțe. Oh, au level 5. Oh, sunt periculoase. Oare fac level-ul dacă dau în ele? N-aș striga niște bani, nu te ajută banii ăștia. Avem aici bara de experiență jos. Și de soul, bineînțeles, cred că sunt două chestii diferite. Entry requirement, primul dungeon care îl facem și ultimul. O să se termină beta-ul. Nice. Damage, damage to enemy reset și like that, ok. What is this I'm sensing? Ok, ok, interesant. Ce-mi place că poți să-i zbor. Și sunetul ăla e enervant deja. Defense, support, misc, human. Money. Ok, ok, XP crește. Max reste XP to what? Ok.
ok, suporte, cooldown. Asta sună interesant cu cooldown-uri, ne? Movement speed și mana și detect MP recovery, probabil o să am nevoie. Probabil, nu știu, fac un build al ăla care probabil o să restez mai acolo. Control power. Ok. Nu prea avem multă tactică, nu? Ia! Nigga! Ce mi-a dat chestia? Ok. Ok, ok, avem gold. Trebuie să dau pe Ida, nu merită o. Avem niște papuci, combat powder. Power? Asta se respawnează. Wow. Era bun ceva de tankat. Hai, bun, hai că poți, hai că poți. N-avem nevoie de voțiune încă, nu? Corect? Ok, se vede mai interesant la nivel 3. I can't identify this energy. That means I must leave. I bet teleport is too low. Îmi place cum apare un portal așa mystic like. Oh, dude, acum poți să pleci. E o peșteră, nu te întorci în spate. Treci prin portalul misterios. Și el e tent. Ok, pot să văd better results. Ah, adică ce s-a întâmplat în dungeon, cine a fost DPS-ul și le dat. Interesant. Oh my god, ce-i cu FPS drop-ul ăsta? E groaznic. Văd că jocul se menține din când în când la un nivel constant de DPS în sensul care 60-70 și brusc cade la 20 sau 30 sau 40, nu se observă, dar... Wadow este un legend. Good. Do not participate, survey title. Ok. How did you like controlling character? Se putea... Mai... ok. Chestia asta cu chef trebuie să mă vizionez cu ea. Așa e pentru mine. Poate dacă ești un fan, sigur o să fac un... We have a... Let's check the read box. Shit. Putem să folosim un staff acum și să fim like mai open. Nu prea mare diferență, nu? Bun. Ce pot să vă mai zic? Cam asta e jocul. Sper că v-a plăcut videoclipul. Să dați o șansă. Mi se pare un joc destul de ok. Ținând cont că este în beta, e un pic optimizat mai dubios. Desigur. Aș vrea să văd și eu cum are mai multe varietate și opțiuni la armură și chestii trebuie să le ales, dar pe momentan pare foarte liniar și du-te, ucide chestia aia, fac chestia aia. Am văzut câteva chestii colectat și nu știu, sper să fie mai interesant că se lasă să joc jocul. Sau, poate, până la in-game. Dacă mai vreți să mă urmăriți despre joc, ne vedem în comentarii. Până pe atunci, pe data viitoare. Salut!